Suntem înaintea primului meci amical din această iarnă, un amical de lux contra Universității Cluj. Ce vă propuneți pentru partida de mâine? Evident că fiind la început de pregătire, ne dorim să creștem ca și potențial. Sigur că e destul de greu, avem doar 4 zile de antrenament. Ei au început ceva mai devreme, au avut deja un joc amical, însă mergem acolo ca să ne îmbunătățim jocul și să, dacă se poate, să facem și un joc bun și să facem și rezultate, foarte bine. Sunt 7 amicale până la începutul Ligii a 3-a pe 7 martie. Care, ce doriți să vedeți, ce vreți să îmbunătățiți față de tur? Păi, o să vedem cum arată și lotul pe final de săptămâna asta, săptămâna cealaltă, și dacă trebuie să schimbăm ceva în așezarea echipei sau în plan tactic. Cam acestea sunt lucrurile pe care le urmărim și sigur să îmbunătățim când ajungem la un sistem de joc care ne convine, să îmbunătățim în așa fel încât atunci când începem campionatul să arătăm în regulă. Vali Lemnaru, Paul Kiș sunt prezenți la antrenamentul de astăzi. Ce șanse au să și rămână la partidele oficiale? Ei și-au exprimat dorința să revină la clubul nostru. Rămâne să se înțeleagă cu conducerea, eventual, dar de să discute părțile contractuale. Iar din punctul meu de vedere, am spus și anul trecut, au fost doi jucători care și-au făcut treaba pe deplin, iar eu îi aștept cu brațele deschise. Accidentații David Oltean, care e mai situația lor? David a revenit la antrenamente, a început să facă, mai acuză ceva dureri, dar a zis că trage așa cum este. Oltean încă n-a revenit la antrenamente, am înțeles că este plecat undeva să facă ceva recuperare, din ce am înțeles, în altă țară, și cam astea sunt datele.